V-ați întrebat vreodată care-i viața unei veverițe, ce face ea zi de zi? Ei bine, astăzi vom afla acest răspuns pentru că ne jucăm un simulator foarte, foarte mișto și o să vedeți, sunt o grămadă de surprize. De exemplu, una dintre surprize este această mașină pe care o putem lua, dar avem nevoie de niște chestii pentru a putea lua această mașină. Așa că am nevoie de ajutorul vostru, ok? Hai să apăsăm pe butonajul de like, să reușim să luăm această mașină pentru veverița noastră și poate, dacă strângem peste 7500 de like-uri, poate facem chiar și o serie, frate, pentru că e un joc foarte, foarte mișto, abia lansat și o să vedeți că veverița asta știe să facă multe, multe chestii, dacă nu te aștepta o veveriță să poată să facă așa ceva. Bun, hai să vedem, trebuie să colectăm o grămadă de ghinde. Stai așa că m-a văzut cineva. Nu știu acum dacă oamenii ăștia sunt prietenoși sau nu. Știi, asta este faza. Dar dacă sunt prietenoși, uite, îi place. Ia uite, bă, avem un fan. Ok, și îmi dai și mie ceva de mâncare sau ceva? Nu știu, adică dacă toți suntem prieteni. Hai zi, îmi dai? Îmi dai? Vreau și eu ceva. Ia, mă pot urca. Ia uitați-vă. Oh my god. La asta nu așteptam. Ok, deci e veveriță ninja. Ați observat, da? Bă, dar uite cât de simpatică e. Deci nu vine să cred. Că vezi veverița asta pe stradă, normal că îți place și vrei să-i dai ceva de mâncare, poate, sau na, chestii de genul ăsta. Dar totuși e veveriță ninja, nu te pui cu ea. Bun, hai să vedem pe unde reușim noi să găsim niște ghinde. Ok, aici e închis. Trebuie să găsim undeva la cineva acasă. Ia, aici e ceva? Poate în gunoiul ăsta? Nu-i nimic aici. O, aici avem niște butelii. Avem niște butelii aici. Hopa! Ia! O-o! O-o! Ia, fiți atenți că am luat butelia. Am luat butelia aceasta și... Stați așa că nu-i așa. Nu știu în ce parte s-o arunc acolo. Ok, nu știu dacă... Dacă e bine ce fac eu aici. Aici e un WC-ul. Ok. Vă că te poți duce în... Ok. Era o grămadă de mine, dar veverița este complet protejată. Ia, costum. Am găsit un costum pentru veverița noastră. Ia, fiți atenți, mamă, când ies de aici. Stai, ce se aude? Iarăși! Ok, trebuie să ieșim de aici, că e foarte întuneric, frate, nu văd nimic. Ieși, ieși, veveriță! Ia, fiți atenți, ce outfit am. A? Ce zici, bă, altceva? Și uite cum aleargă acum. Doamne! Ok, hai să punem toate ghindele alea pe care le-am colecționat spre mașină. Pentru că... Asta vreau să facem. Ok, perfect. Avem nevoie de 167 și bine, avem nevoie de 9 ghinde de aur și nu am momentan ghinde de aur foarte multe, am doar 3 bucăți. De asemenea, în acest oraș mai sunt și niște oameni răi, de exemplu ăștia de aici, sunt agenți secreți și nu prea apreciază veverițele, ok? Așa că, vreau să văd dacă pot să mă bat cu el! Mă, mă, are armă! Pleacă, bă, de aici că-ți dau! Veverița săritoare! Ule! Ok, cred că... Trebuie să ne regrupăm. Auleu! Trebuie să ne regrupăm. Pentru că ăsta e destul de rău, frate. E destul de rău. Pune aici tot. Pune aici tot. Ok. Uite-l că vine, uite-l că vine. Fugi, veveriță, fugi! Gata. Sunt ascuns, sunt ascuns. Nu știe nimeni unde sunt. Sunt pe piciorul acestui om. Auleu. Gata, suntem prieteni. Bă, măcar m-a salvat de acolo, știi? Adică, pf, despre asta e vorba. Ia uite, oamenii ăștia mănâncă ceva aici în spate. Poate mă pot duce și eu să mănânc ceva delicios. Un grătar de la ei, poate? Ia să vedem. Opa! Sunt atât de mic încât nici nu mă incomodează gardul sau ceva. Ia uite, mă. Ok. Ce mâncați, mă, aici? Că mi-e foame și mie, știi ce zic? Aoleu.
Bă, ăștia nu știu ce fac, ăștia nu prea mănâncă. Ia că vă dau eu cu de-astea. Eu cred că nu pot să mănânc decât ghinde de-astea. Adică gen, eu aș vrea să mănânc un burger ceva sau ce mănâncă ăștia pe aici. Dar, sincer să fiu, cred că doar ghinde pot să mănânc. Ia, uite bă, barbecue. Aoleu. Mamă, ce-am făcut? L-am dat jos pe omul ăsta, săracu. Ok. Hai să plecăm de aici până nu ne... Până nu ne... Aruncă cineva la pușcărie. Doamne ferește. M-a activat un fel de slow motion. Vezi că e șmecheră treaba asta. Și văd că în casa asta ai putea intra, tehnic vorbind? Aoleu, agentul secret e acolo. Ia stai, să văd dacă pot să mă snicăresc la agentul secret. Nu mă vede și mă urc tot așa și... Să vedem dacă se poate. Se poate, frate. Ia fiți atenți. Șbang! Gata, și acum... Agentul secret e la revedere. Nu, e alt agent secret. Uuleu, ăsta are scheme. Ăsta are scheme, dă-i cu fuga. Dă-i cu fuga că are scheme agentul. Uuleu. Uuleu. Dă-i cu fuga că nu mai e de stat. Nu mai e de stat acolo. Doamne, deci mă amuză rău de tot. Hopa. A. Tancu. Ha mă, frate, lasă-mă, pe bune. Avem și tank acum. Ia uite-te și tu. Ia uite-te și tu. Vai de capul meu. Bă, sunt doar o veveriță. Sunt doar o veveriță. Ok. Doamne. Doamne. Vai de capul meu. Tatăl. Nu știu cine e ăsta. Dar, sincer, unde se duce, bă, într-un bunker secret? Sincer să fiu, nu vreau să am de-a face cu el. Nu vreau să am de-a face cu el deloc. Eu îmi colectez ghindele aici. N-am treabă, frate, n-am treabă cu ăștia, știi ce zic? Stai, așa că aici putem să intrăm, dar... De ce e lavă pe jos? Doamne, cine are, mă, casa asta? Cine are vulcan în casă? Oh, nu! Vai de capul meu. Sper că nu-mi pierd și ghindele alea de aur. Nu le-am pierdut, dar nu le-am pierdut nici pe astea. Am crezut că le-am pierdut, că am văzut că au zburat așa. Poate pierzi câteva. Am le pierd pe toate, sper. Am văzut că e destul de complicat că se și mișcă astea, știi? Dacă ar fi gen fixe, ar fi mai ușor, dar asta se și mișcă în același timp. Suntem bine, suntem bine. Hai să colectăm astea toate, că chiar avem nevoie de ele. Am văzut o ghindă de aur. Stai așa că nu vreau să iau asta. Pistol? Bă, parcă aș vrea. Parcă aș vrea pistol, vrei să te mint? Ia. Oh, ia uite mă. Mamă, ce zici? Am pistol, sunt periculos. Perfect, hai să luăm, hai să luăm de pe aici chestiile. Bun. A, și avem niște ținte, mă, pe care trebuie să le nimerim. Vedeți voi? Asta e și mecheria. Și acum... perfect. Vreau ghinda de aur, mulțumesc, mulțumesc. Bă, parcă sunt mult mai șmecher acum cu acest pistol. Pentru că, uite, pot să fac și double jump. Uite, bă, frate, acolo sus trebuie să ajungem. Dacă să ajung acolo, mai am nevoie de muniție, pentru că trebuie să trag practic în toate chestiile astea. Și nu știu dacă... Ia stai, pot să fac reload? A, pot să fac reload așa. Ia să vă dam suficient. Mă și arunc în spate, știi, când trag cu pistolul. Nu, mai am nevoie de un glonț și nu pot. Oare pot să-l apăs pur și simplu? L-am apăsat pur și simplu. Și acum, tehnic vorbind, ar trebui să... Cred că pierd pistolul, dar ar trebui să pot să mă întorc acolo. Dar nu l-am pierdut. Nu l-am pierdut, frate. Și sunt apăsate toate și acum pot duce în sus să iau cealaltă ghindă de aur. Perfect, perfect, perfect. Stai, ce? E fake? Sau ce? Nu, se mișcă. Ok, ok. Am luat-o, am luat-o, am luat-o. Perfect! Ce zici, mă?
Ce zici, mă, că avem o grămadă. Bun, acum hai să vedem dacă mai putem să și ieșim de aici. Aceasta ar fi întrebarea. Mai putem să ieșim de aici? Asta, mă, că am pistolul ăsta și pot să fac așa direct. Easy. Easy, acum cu pistolul, altă viață. Bă, da, uitați-vă puțin, pistolul e mai mare decât veverița. Deci, nu știu ce să zic, dar da. Bun, hai să punem ghindele astea pe care le-am mai luat aici. Punem și astea așa. Perfect. Și o să avem nevoie în continuare de încă 7 ghinde de aur și 119 ghinde normale. Și avem nevoie de o grămadă de chestii. Dar... Stai. Domnii agenți secreți. Ouleu. Ia de aici. Ok, mișcarea secretă, fiți atenți. Veverița e pe val. Deci, oameni buni, neapărat apăsați pe butonașul de like pentru mișcarea asta. N-ați mai văzut așa mișcare. Boom. Și facem mișcarea și aici. Ia uite-l. Salut, la revedere, băiatul. Mamă! Și primim și o grămadă de ghinde pentru chestia asta. Asta e mișto acum că avem... Ce a fost asta? Mi-am pierdut pistolul pe jos. E problemă că-l iau pe lui. Faza mișto e că acum putem să eliminăm pe ăștia. Adică nu mă mai sperii de ei. Și... câte ghinde am? 38. Ok. E în regulă, doar că... Cred că... Ia stai să arunc pistolul o secundă. Da, nu poți să te cațări pe aici decât dacă ești fără pistol. Nu e problema, că pistoale vedeți că tot facem rost. Deci am început să fim șmecheri. Și acum aici, dacă picăm... Mamă. Nu, sunt mine pe aici. E unul acolo care... Am văzut că are armă sau ceva. Nu știu dacă putem să ajungem acolo fără să ne facă praf. Și asta ar fi întrebarea. Nu se poate. M-a aruncat de tot. Deci aici e nasol că-s mine și nu știu unde sunt plasate. Mi-a dat pistolul înapoi. Ok, domnul, ce părere ai? Veveriță cu pistol, îți place? Uite, îi place foarte mult. Îi place maxim. Și tocmai pentru asta, că îi place maxim, poate îmi dă și ceva. Hai, îmi dai ceva. Mâinile sus! Mâinile! Ia! Oh my god, am jefuit oamenii. Jefuiesc oamenii pentru ghinde. Ce zici, mă, că mă duc? Ia! No! M-a dat pe jos. Ăsta de aleargă. Ok. Tu, mâinile sus. Mâinile sus, auzi? Măi, tu auzi? Ia că fuge. Hai, dați-mi ghindele voastre. Sunt o veveriță periculoasă, ok? Vreau toate ghindele. Bă, vezi că facem rost de ghinde repede, de tot așa. Stai să vedem dacă... Ia. Vezi că astea, ghindele astea mici, imediat le facem rost așa. Doar că alea de aur sunt mult mai complicat de obținut. Ok. Easy. Nu mai fac probleme cu ăștia. Mai ales că după fiecare respawn îți dă pistolul pentru că l-ai cumpărat. Bine, sunt și alte arme în joc. Trebuie să faci rost de ele. Dar bănuiesc că după asta, când te respawnezi, ți le dă. Ceea ce e mișto. Mâinile sus, toate ghindele tale sunt ale mele acum, ai înțeles? Haide, repede. Bun, perfect, bine, mă bucur că ne-am înțeles. Mâinile sus, hai, repede, ghindele, toate ghindele. Așa, tu. Dăm ghindele, repede. Apoi, dacă vezi o veveriță pe stradă, că vine cu pistolul la tine, Doamne ferească, mă. Nu-i de bine. Nu-i de bine deloc. Bun, 73. Ar trebui să avem suficient. Hai să vedem. Da, avem. Avem suficient, dar mai avem nevoie de 7 de-astea de gold. Și astea sunt cele mai complicate. Am vrut să o prind pe asta care fuge. Asta e destul de complicat. Ia stai, eu pot să-l împușc pe ăsta pe aici, oare? Stai să verificăm. Că ăsta e ăla cu minele, știi, care ne-a prins data trecută. Nu o poți, frate, prin gard. Uite-l, îl vedeți? Are armă la el, să crede șmecher. Hai să vedem zona asta, că noi n-am fost în zona asta deloc.
Să vedem ce-i pe aici. Bă, da, e foarte mișto joculețul. Un fel de Goat Simulator, dar mult mai diferit. Adică se vede clar că e altceva. Și da, nu știu dacă ai mai văzut o veveriță cu pistolul în mână. E bine. Rocket Launcher, ce zici, mă? Ok. Dar bineînțeles că la fiecare chestie de asta ai nevoie de... De asta, de gold. Și asta de gold ați văzut și voi că sunt complicate de obținut. Astea sunt costume pe care le poți lua. De exemplu, dacă te duci aici la outfits, o să vedeți că avem mai multe outfituri, printre care și ăla pe care l-am luat. Dar, sincer să fiu, la început vreau să mă joc cu veverița așa, pentru că uitați-vă și voi. Până la urmă, dacă îi pui outfit și asta, nici mai zici că e veveriță, știi? Și atunci, mi se pare mai șmecher să te joci așa. Bun, acolo nu e nimic. Hai să vedem aici. Sunt agenți secreți acolo, destul de mulți. Nu știu de ce. Pe care-i faza? Însă, aici e ceva. Nu cred că poți să accesezi. Deci, vedeți, asta e practic e prima zona a jocului. Și tu trebuie să o completezi pe toată, înainte să poți treci la următoarea. Și vedeți, aici e peretele invizibil. Nu e invizibil, e un perete de ăsta, de nu poți să treci și nu poți să-l accesezi. Cum iei ghinda asta de aur de aici? Trag în ea? Am încercat. Hei, stai puțin, am o idee. Dacă am full încărcat pistolul și trag de jos până sus, tot n-ajung. Tot n-ajung. Cum iei ghinda aia de acolo, explicați? Ah, stai. Cum fac umbrela asta să... A venit o mică idee. Mi-a venit o mică idee. Hai să vedem dacă o să meargă această... Oh, a mers, a mers. Acum... ok. Stați că m-am prins de fază. Deci fiți atenți. Mă pot duce pe acolo. Stați așa, ușurel, ușurel. Uite așa, fiți atenți. Probabil că trebuie să le deschid și pe astea. Le deschidem. Și vom sări de pe o umbrelă pe alta. Fiți atenți aici. Asta ce face? E ziua lui și e supărat. Băi, nu mai fi așa supărat, pe bune zic, uite. Nu mai fi supărat. A venit o veveriță la tine. Trebuie să fii fericit. Ok. Adică nu vreau să fac chestia asta. Așa, hopa. Ei, și acum trebuie să facem săritura. De pe una pe alta. Și să sperăm că ajungem unde trebuie. Asta este șmecheria, știi? Haide, mă. Vezi că aproape n-am ajuns aici. Ok. Yes! Ha, mă, că am reușit, ce zici? Da, sunt atât de multe încât... Mamă, ce-i asta? Stai că acum am observat. Acum am observat. Ce-s cu stâlpii ăștia care zboară? Sunt intenționat așa. Sunt intenționat așa. Pentru că tu practic trebuie să te urci, dar nu cred că trebuie să te urci până sus de tot, nu? Sau? Da, că dacă te urci până sus de tot... Bă, poți și așa. Poți și așa sau poți să mergi invers. Practic. Aha, mi-a venit acum ideea super. Fiți atenți, fiți atenți. Cea mai bună idee. Ok, suntem pe casă și aici e încă unul. Easy. Ăsta chiar a fost super easy față de celălalt. Avem 7 acum. Și tot nu e suficient pentru mașina aia. Tot nu e suficient pentru mașina aia. Trebuie să stai să te uiți să vezi unde sunt toate. Acum aici ai mai multe ghinde, dar obiectivul cred că ăsta era, să te urci pe casa asta. Și am aceeași încerca, să văd dacă pot. Este să mă duc din nou pe zona aceea. Cu minele. Mai avem nevoie de 5 ghinde de aur. 5 ghinde de aur. Acum lumea fuge de mine. Fuge lumea de mine, e speriată. Aici n-ai nevoie de pistol. De cațări așa, da? Bun, hai să vedem. Bă, cred că știu. Oh my god, cred că știu. Bun, fiți atenți. De asta mi-a dat bomba outfit-ul. Pentru că ăsta te va proteja. Îi zice că explosion proof.
Gata, mă, acum practic nu ne mai luăm damage de la bombe cu costumul. Oh my god, asta era faza. Acum mi-a venit ideea. Uite, transpiră, sărac. Ok. Dar mă vede ăsta acum. Vedeți? Chiar are shotgun. Eu n-am armă. Ok, ok. Bun, poate uită de mine. S-ar fi o variantă bună. Oh-oh. Cred că a uitat. Bun, hai să scoatem outfit-ul acum. Pentru că nu mai avem nevoie de el. Da, nu știam că chiar o să ai nevoie să schimbi outfit-ul și chestii de genul ăsta. În funcție de outfit se va schimba și ce poți tu să faci, practic. Lol. E ușa deschisă. Ce? Mă urcam pe casă. Asta e un reload, dar nu am armă. Mamă, ce e aici? Un ăsta de gold! Yes! Asta era obiectivul. Nici nu știam că e unul aici. Dar am reușit până la urmă. Ce zici, mă? Mamă, ce e acolo sus? Shotgun-ul la 100. Bă, dar avem. Îl iau. Îl iau, frate, îl iau. Dar explicați-mi cum îl cară. Oh my god. Mă, frate, cum cară, cum cară veverița asta dita mai shotgun-ul? Explicați-mi și mie acest lucru. Asta chiar nu mai înțeleg. Bun, o să ieșim pe aici, pe sus, cred că. Oh my god. Și la asta e un fel de double jump de la. Stai, vreau să-l pun și pe ăsta. Wow, vezi că dai mult damage. Și de la chestiile astea îți poți da reload fără să dai, să-ți folosești gloanțele tale. Ok, destul de bine. Veverița noastră abia mai merge cu dita mai shotgun-ul, dar nu este problemă. Pentru că am astea mult mai șmecheri, ia uite-ne. Bă, dacă vezi așa ceva pe stradă, ar fi bine să fugi, ok? Îți zic de pe acum, ar fi bine să fugi direct. Erau niște agenți de ăștia pe aici și vreau să văd ce știe să facă shotgun-ul, știi? Bine, când o să strângem multe, uite, rocket launcher-uri și toate astea, dar până strângem, acum avem alte treburi, ok? Avem alte treburi. Hai să mergem la domnii agenți. A domnilor agenți. Fiți atenți. Boom! Mamă, instant! Instant! Wow! Ce zici? Ne dăm și noi un reload sau sal? Hai că ne dăm reload dacă e. Gat. Am dat reload-ul. Trebuie să fiu mai aproape să elimin dintr-o singură bucată. Așa. Perfect. Și bineînțeles că am să iau toate ghindele astea, mulțumesc. Doar nu credeți că le las aici. Doar nu credeți că le las aici. Cred că am primit și un reload? Da. Am primit și un reload. Suntem bine, mă. Suntem bine rău de tot. Oamenii, vă dați seama, se sperie că cine a mai văzut veveriță care să facă asta, dar până la urmă, eu n-am nimic cu oamenii, eu am ceva cu agenții secreți. Da, deci despre asta e vorba. Hai că am prins-o, cred că. Vreau să văd dacă are ceva. Am prins-o, dar am prins-o degeaba că se ridică. Nu, no, fuge iarăși! Stai pe loc! Ha. Dați-vă și voi, mă, frate. Am zis că am prins-o și până la urmă n-am prins-o. Ok. Hai să vedem. Bă, aici a intrat ăla cu tancul. Da, ai nevoie de mașină ca să ajungi aici. Gata, m-am prins. De aia e semnul de mașină. Deci când ne luăm mașina, vom putea merge acolo unde s-a dus father ăla. Nu știu care e faza cu el, dar ați văzut că avea tank și a tras spre mine. Vreau să văd dacă mă pot urca în acest park de ăsta, în skate park. Cine are și ceva în skate park, frate? Ok, deci cred că aici poate tot cu mașina te poți urca? Nu sunt sigur. Oh, asta e gratis. Dacă e gratis, dă-l încoace. Ia! Mamă, ce freză am! Ce zici, mă, ce fashion sunt. Uite ce freză mi-am făcut. Da, deci aș fi vrut să mă urc acolo sus de tot, dar
Nu cred că am posibilitatea momentan. Avem quick reload-uri de-astea, dar nu s-a shotgun-ul mai departe. Și momentan avem alte treburi. Hai să verificăm ce alte zone mai sunt, pentru că practic noi mai trebuie să colectăm încă 5 ghinde de aur. Și fără astea n-am făcut nimic. Hai să văd casa asta, că aici sigur poți să intri. Se vede că are interiorul făcut. Dar e locked. Poate dacă mă vede unul de ăsta, vine spre mine și îmi deschide ușa. Haide, vină încoace. Nu, nici el nu poate să bă, da. Oh, oh, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Acum e timpul să luați un somn. Bun, perfect, perfect, perfect. Somnușor. Mă, vezi că trebuie să te juci cu mințile oamenilor. Ce se întâmplă aici? Ăsta face exerciții, vă, care are greutate de asta aici. Am să o iau eu. Nu știu dacă vă deranjează, dacă nu vă deranjează, dar eu am o treabă. No, e cam grea să o arunci. A funcționat oarecum. Ok, pe aici nu prea e nimic, frate. Acolo e și afară, deci... E degeaba casa asta? Nu, n-are cum. N-are cum. Cu un agent. Ăsta are pistol. A dat pistolul pe jos, vezi că iau pistolul. Dă pistolul încoace. Bun, avem și pistolul la noi. Bun, acum întrebarea este... Asta e un quick reload ăsta, nu mă ajută foarte mult. Întrebarea este... Nu e nicio ghindă de aur aici? În casa aceasta? Oh, oh, te poți duce sub casă, prin veceu. Ok. Da, totuși... Nu știu ce-s astea. Acum știu. Acum știu ce sunt. Ok, hai să nu mai facem asta. Bă, unde-i mă ghinda de aur? Trebuie să fie o ghindă de aur și aici. Nu se poate să nu fie ghindă de aur și aici. N-are cum, e imposibil. E imposibil. Uite! Am zis că e imposibil. Parcă e ca un maze. Iar aici e gardul roșu. Te vezi, ghinda de aur e acolo. Cum ajunge acolo? Nu e ca un maze, e chiar... E un maze. Și asta cred că trebuie să le bubui ca să bubui gardul. Corect? Nu e corect. Mă, cum ajung la ghinda asta, că e chiar acolo? Ok, cred că o să ne ia ceva. Cred că o să ne ia ceva până reușim să ajungem acolo. Dar ăsta este joculețul. Eu unul sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, scrieți-mi în comentarii, spuneți-mi: bă, Max, mai vrem episoade cu veverița. Dacă văd mult suport din partea voastră, ei bine, mai facem și alte episoade, da? Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!